Doliu în fotbalul românesc după dispariția antrenorului Eugen Crăciunescu. Ce să sportim roșor 2008 este în Doliu, după trecerea în neființă a celui ce a iubit atât de mult clubul și a pregătit numeroase generații de fotbaliști Eugen Crăciunescu, antrenor cu portarii și mai presus de acest lucru, sufletul stafului tehnic. Nea Eugen, un profesionist de desăvârșit, punctul de echilibru al fiecărui staf tehnic, fost portar la Rapid București, a contribuit din plin la fiecare performanță a fotbalului roșorean de după retragerea din cariera de fotbalist și la cariera tuturor portarilor pe care i-a pregătit pentru drumul lor în fotbal. Conducerea administrativă Staful tehnic și întreg colectivul de sportiv din cadrul CS Sporting Roșor 2008 exprimă gânduri de sprijin și sincere condoleanțe familiei îndurerate. Drum lin către lumina veșnică Transmite conducerea clubului Sporting Roșori Dumnezeu să-l odihnească în pace!